În ultima ședință de guvern s-a aprobat funcționarea centrelor de evaluare COVID-19. De săptămâna viitoare, în județul Hunedoara vor funcționa 9 astfel de centre în care bolnavii infectați cu virusul SARS-CoV-2 se vor putea prezenta pe baza confirmării infecției prin teste rapide antigen sau PCR, fără bilet de trimitere, pentru monitorizarea stării de sănătate și pentru a primi tratament antiviral gratuit. Sunt niște centre de evaluare deschise în unitățile spitalicești, care vor avea inclusiv spitalizare de zi, în cazul în care pot să asigure tratament, de exemplu, pe spitalizare de zi, pot să administreze anticorpii monoclonali, de exemplu, la pacienți. Către centrele astea de evaluare se vor îndrepta pacienții pozitivi, pe care, bineînțeles, medicul de familie a considerat că e nevoie să ajungă la o unitate spitalicească să poată fi evaluat. Se face evaluarea, dacă situația o impune, îi face internare, dacă nu, îi asigură tratamentul și urmează să fie monitorizat la domiciliu de către medicul de familie. Astăzi, DSP Hunedoara a primit de la minister avizul de funcționare solicitat pentru toate cele 9 centre de evaluare ambulatorie. Este important de menționat că serviciile medicale acordate în aceste centre persoanelor infectate cu SARS-CoV-2 vor fi decontate de către casele de asigurări de sănătate. Potrivit lui Sebastian Mezei, director al DSP Hunedoara, contractul cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Hunedoara va fi semnat la începutul săptămânii viitoare.